Datele oficiale de astăzi arată că de la începutul pandemiei și până acum au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, fiind înregistrate 799 de noi cazuri de îmbolnăvire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate. Dintre acestea, 22.312 sunt pacienți vindecați și 2.286 sunt pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Totodată, până în prezent, 823 de pacienți cu test pozitiv au fost externați la cerere. Din păcate, până astăzi, 1988 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În 24 de ore, 17 români au murit. 11 bărbați și 6 femei care erau infectați cu noul coronavirus au pierdut lupta pentru viață. În 16 cazuri era vorba și de alte probleme medicale. În Maramureș numărul infecțiilor cu noul coronavirus a ajuns la 257, cu 6 în plus față de ziua de joi. Sunt 209 pacienți vindecați, cu 4 mai mulți decât ieri, iar sub tratament în spital se găsesc 37 de persoane. În ultimele 24 de ore nu a fost înregistrat niciun deces din cauza noului coronavirus. Mai trebuie spus că autoritățile continuă verificările pentru a se vedea dacă sunt respectate de către societățile comerciale și persoanele fizice autorizate interdicțiile impuse prin legislație în vigoare, normele de igienă, de protecție individuală și de distanțare fizică.